Cazi minunată, suntem în bucătărie. Flic, trebuie să te parfumăm și eu pe tine puțin. Nu, 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 fii mă, stai mă să miroși tu bine. Ai și tu o întâlnire după emisiune. Stai mă, trebuie să te parfumeze, de la turcesc. Stai dracule, ce e asta? Ia. Nu mai da mă că dai pe noi ulei de la turcesc. Nu stricați esențele. Ce e? E parfum de lămâie. Lasă-l acolo, că mai nebunică ți-l bagă. Asta e parfum de portocală. Portocală, aia nu trebuie. Uite aici avem de lămâie. Frumos în emisiune. Și el, avem și lămâie? Ia. Avem și lămâie, da. Trebuie să-mi dau și eu. Ce bine miroase. Bun. Dar ce spuși, mă, de lămâie? Păi nu mă... Zi, mă, ce e asta? Cheesecake japonez. Dezvoltă. Mă, dar ce nervos păi ești. Păi nu, dar... Auzi, cum adică japonez? Ești alergic, nu? Dar unde e cheesecake-ul? Că eu nu-l mai văd. Cheesecake-ul meu e deja în cuptor pentru că durează foarte mult. Păi da, să ne arăți și nou. Dar nu ne-ai zis, mă, o să-ți explic pașii. El durează foarte mult, durează o oră și un pic la cuptor și mai durează încă vreo două ore la rece. Adică mâine îl mâncăm. Adică mâine îl mâncăm. Să sperăm că îl mâncăm până ora 11. Bă, da, nu puteai să ne stești, bă, proștilor. Azi am o rețetă care durează eu mult. Eu n-am vrut să vă deranjez. Remus, îmi cer 1000 de euro. Mai stai un pic, Remus, cu așa, că avem cheesecake. Nu-i frumos să vedem și noi cum amesteci. Păi nu-i prezentăm oamenilor. Uite, am mai rămas aici puțin, v-am lăsat aici. Lumea o să credă că ai venit cu cheesecake-ul de la supermarket. Măi, e în cuptor, nu poți să zici asta. Dacă l-ai băgat de congelat. Păi, ai spoit aici cu niște de astea și asta e rețeta pe care o arătăm noi oamenilor? Da, mă, dar ne bate în joc de dita mai emisiunea de televiziune, că îți dau... Stai mă, gata. V-a plăcut Instagram-ul vedetelor, da? L-am făcut și astăzi. Gata, păi dacă tot... Ce răutăcios sunteți voi. Bine, ce ingredient? Deci, eu mă grăbesc să vă servesc un cheesecake până în ora 12. Bă, dar nu noi contăm. Telespectatorii care se uită la noi sunt importanți. Dacă te grăbești, nu puteai tu la ora 8, când am deschis aici magazinul, să zici, băi, băieți, iertă-mă. Eu n-am vrut să vă stric vouă stilul ăla de matinal. Deci, bun, ce le explici tu oamenilor acum când ai două strătini goale aici? Nu stricați aici, măi, mă. Eu vreau să fac cum făcea Piedone pe vremuri când era la OPC și mergeam control și de-aia cu toate încrătințele de pământ. Asta am bine să fac acum. N-ai nimic aici, uite, asta e o... un cântar. O mozoleală, nu-i nimic aici. Aici se dovedește că a muncit. Și aici la fel, nimic. Deci și la fel. Uitați-vă, a pus făină în trei casuroane, a murdărit două vase, flic. Două tigăi goale și asta, și acum le prezintă, domne, mare rețeta planetei. Băi, ești nebun? Hai să vedem ce ingrediente folosim pentru desertul fantomă din această dimineață. Nu-i cheesecake japonez, e desert fantomă. Zine, care sunt? Mă simteți foarte răutăcioși în dimineața. Care sunt ingredientele? Ingredientul de bază ar fi brânza, crema de brânză. Crema brânză, da. 250 de grame. Da, ce frumos ar fi arătat crema de brânză, dacă am fi văzut-o. Unde? Ia, care e crema de brânză? Unde, mă? Câte grame? 250. Oameni buni. Mai departe. Nu uitați că avem un WhatsApp unde ne căutăm bucătari. O să ne dați poze acolo, știți, da? Cu asistent am rezolvat-o. Hai să căutăm și bucătari. 6 ouă. Da. 250 de grame de zahăr pudră. 250 grame zahăr pudră. Păi mă, dacă era flic bucătar, 70 de grame de amidon. Ne făcea câte o omletă, omleta de luni, omleta de marți. Ce 6 ouă și au rămas 4. Mă, cum te racu? Uite-te, mă. Mai da, departe, mă, am luat 10, că știam că o să vrei și tu o omletă. Pariu că ți-e foame în următoarele 10 minute? 250 de grame de zahăr pudră. Da. Poate mai nu departe. Faci omletă. Zi. 70 de grame de amidon. Mamă, bași și amidon în noi. Exact. Nu că am fi, în fine, 70 de grame de amidon, da. 70 de grame de făină. 70 de grame de făină. 70 de ml de lapte, 70 de grame de unt. 70 ml. Asta sale bune de la mamaie. E rețeta 70. Lapte, 70 de grame de unt. 70 de ouă. Da, un praf de sare. 70 de praf de sare. 70 de grame. Un praf de sare. Și două linguri de zeamă de lămâie. Și coaja rasă de la două lămâi. Două linguri. Zeamă de lămâie? Exact. Uite, filmați aici. Bă, ăsta își bate joc de noi pe banii noștri. Zici că două lămâi rase. Uite, una, două, trei. Aras trei lămâi. Flic, astea nu sunt două lămâi rase în totalitate. Nu mai fi o brază. Dar de ce nu ras două, că să înțeleagă oamenii? Crezi că oamenii își bat joc ca tine? Tu dai așa părăzătoare patru lămâi și zici că două. Nu mai bate joc de bani. Pentru că n-aș vrea să-mi bat joc de gustul tău, da. Să rad partea albă și să devină amărui. Hai mai zicem. Domnilor și domnilor, asta e rețeta de astăzi. Așa arată ingredientele, așa arată... Care sunt primii pași? Facem blatul, bănuiesc. Exact. E un cheesecake, ăsta e un blat.
crema de brânză, amestecăm cu gălbănușurile de ou, frecăm foarte bine, venim cu zahărul pudră, făina, amidonul, laptele și untul, separat facem o bezea, amestecăm tot împreună. Ce trebuie să facem ca să nu greșim rețeta? Că la deserturi sunt șanse mari, să ni se taie crema, să, eu știu, ce să taie în cazul se prăștească blatul și așa mai departe. Nu are ce să taie absolut nimic, ideea e că trebuie să respectăm gramajele. Dacă punem mai mult unt sau mai mult lapte sau făină, nu va mai avea aceeași textură. Mai esencis. Nu fost. Deci, cu alte cuvinte, la fel și la rețeta gramaj de astăzi, și farmacie tată. Exact. Și temperatura. Contează foarte mult temperatura. Cei care n-au cuptor, la cuptor electric e simplu. Se trece temperatura la câte grade? La 190 de grade inițial pentru primele 20 de minute. Auzi, dar bagi cuptorul preîncălzit. Cuptorul la 190 de grade, și după ce s-a făcut la 190 de grade, bagi blatul în cuptor. Da, când avem cuptorul la 190 de grade, îl ținem 20 de minute până crește el și prinde o crustă. Cine la noi a crescut? Electric, la noi a crescut? Da, la noi a crescut deja. Și a scăzut temperatura? Da, am scăzut temperatura la 150. Cuptorul electric să facă varză călită. Nu, hai să... Și la frigider cât? Și dacă n-ai cuptor electric, cum faci? Încingem cuptorul la maxim. De exemplu, un cuptor vechi ajunge maxim 200 de grade. Maxim. Trebuie să fie cuptor foarte bun, cu garnituri. Zi, domnule, și îl scoți așa? Îl ținem mai puțin. În momentul, deschidem cuptorul. În momentul când vedem că s-a schimbat culoarea și devine aramiu, auriu... Cuptorul? Reducem temperatura la jumate. Eu stai că am o problemă. Când îl scoți tu frigând de acolo, te ții cu 6 prosoape de alea. Exact. Îl bagi direct în frigider? Nu, îl lăsăm afară să sărăcească la temperatura camerei, după care îl băgăm la frigider. Și îl ținem la frigider cât? El normal ar trebui să stea la frigider peste noapte. E un desert care se servește a doua zi. Noaptea ca hoți. Deci tu faci acum pentru mâine? Nu, eu o să-l grăbesc, tocmai de asta v-am zis că o să-l grăbesc. Bine, să-l grăbim? Mă grăbesc la Instagram. Tu du-te. Acasă, ca să-l grăbim, putem să-l băgăm în congelator, de exemplu? Nu, asta nu-i recomandat. Să-l stricăm, îi stricăm textura. Okay. Ideea e să scoatem... Păi și cum îl grăbim acasă, dacă vin musafirii? Eu îl voi scoate pe masă, las 10 minute pe masă, după care îl voi duce în spate unde e mai rece. Și îl las la o temperatură un pic mai... Adică putem să-l scoatem pe geam, de exemplu. Exact, sau pe balcon. Iarna sau pe balcon. Exact. Bun. Numai să nu-i forțăm răcirea. Da, suntem ochi și urechi și Roxanica la fel. Avem, iată, ce faci acum? Îl mai învârt, deoarece căldura la noi nu vine din toate direcțiile. A, dar există tot felul de astea de cuptoare mai moderne care au posibilitatea să exact, dea din toate direcțiile, trebuie să-l mai învârți. Exact. Bun, acum am rezolvat cu cheesecake cu vieții, cheesecake japonez. Dar de ce e japonez? E cheesecake-ul la momentul când e gata și el flambează. Îți faci harakiri după ce îl mănânci. Pe aproape, el flambează. Adică îl mănânci, te urci pe cântar și îți faci harakiri, că zici că nu se mai poate.